Unde fugim de acasă? De Marin Soarescu. Feriți cerul. Da, departe ne-am mai plimbat. Nu știu dacă ați observat. Am tocit ca pe preșuri cele 4 puncte cardinale, luându-le pe picioare. V-am dus în lună și mai încolo, din stea în stea, pe răspunderea mea. Dar aici, la 2 pași, cresc ciuperci sau un oraș? Hai astăzi să-l privim, că și noi tot în case locuim, dacă stai să te gândești, mai ales noaptea și în timpul dintre povești. Așadar, locul a fost mai întâi desenat cu cretă și var, apoi s-au îngrămădit cărămida, cimentul, lemnele, fierul. Și când casele au început să răsară, cineva a strigat: feriți cerul! E un zgomot surd ca de moară, plus încă o morișcă. Un Manole, plin pe piept de frișcă, își tot așează cărămizi sub picioare și se înalță. Din când în când, măsoară zidul cu o ață. Și tot așa, cât ții ziua de mare, pe la etajul 7, fumează și el o țigare și, pe unde o ia fumul, înseamnă locul cu un creion roșu și face coșul. Știți, chiar dacă blocurile au calorifere pe fiecare acoperiș, trebuie să fie un coș, ba chiar două dacă se poate, pentru cuibul berzelor necivilizate, care și acum încă se mai încălzesc cu fum. Până le e gata acoperișul, berzele clempăne din cioc, clac, clac, și stau cu bagajele într-un copac. Oh, dar eu am ajuns prea repede sus până la berze, mai sunt multe de spus. Încetul cu încetul, un meșter așează parchetul, în timp ce în jurul lui o albină tot zboară gândindu-se dacă nu-i cazul să-l dea cu ceară. Nenea ăsta, care are o șapcă de hârtie grozavă, de ce credeți că se uită acum printr-o țeavă? El e cu instalația de apă și vrea să vadă în depărtare dacă celălalt capăt al țevii e înfipt în mare, fiindcă oricare robinet bun trebuie azi pentru orice eventualitate să aibă legătură cu un val sau un talaz. Dacă apa cumva se oprește, înseamnă că a intrat pe țeavă vreun pește. Ce mai e și asta? Fereastră? Pe aici se vede limpede cum vine primăvara cu iarba sau toamna cu norii, depinde în care parte zboară cocorii. Că ei sunt cei care numără clipele și învârt soarele cu aripele. Pereții acum sunt goi, adică nemâzgăliți de voi. Într-o bună dimineață, aici se vor muta oameni cu tablouri în brațe, fiindcă odaia parcă n-are căldură dacă pe pereți nu-i ceva, vreo pictură. Eu, de exemplu, am una cu două bufnițe pe care le-am botezat ciulnițe. Au ochii mari, toată ziua veghează de parcă fotografiază, cât noi ne-am tot foit. Casa asta aproape că s-a isprăvit. Unde am stat adineauri e parterul. Acum suntem la etajul 7, deasupra căruia locuiește cerul.